Pentru cele mai ieftine jocuri, intră acum pe g2a.com. Folosește linkul din descriere unde vei găsi și un cod de reducere. Salutare tuturor, aici este Bobo Spider și bine ați revenit la un nou video din Battlefield 1. Uite, oara când ne-am întâlnit, ne-am jucat cu australianul nostru. Destul de interesant, nu știu, îmi place personajul ăsta. Dintre toate personajele astea mi se pare cel mai, nu știu, cel cu mai mult caracter, să zic așa. Are un caracter așa mai plăcut, mai memorabil, mai interesant față de ceilalți pe care i-am văzut până acum. Oh, stai așa. Putem să luăm căluțul? Hai să luăm căluțul. Oh my god, ce mișto! Ah, dacă și multiplayer ai, da, calu. Stai un pic. Tic, 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 tic. O, mărțoagă. Ok, deci avem propria noastră mărțoagă aici. Și ce am găsit? Un ordin de retragere? Artillery fire ordered to cover retreat to beach, shelling the village and outlying forts. Shit, Foster. Foster, bloody hell. Where's that tiger? No, no, no. Pirates shelling their own position to cover retreat. Ah, deci papagalii de britanici, mai degrabă s-au retras și ne-au lăsat pe noi ca fraierii să ne luăm. Ce drăguț din partea lor. Ce drăguț din partea lor. Îmi place că chestia asta cu calul face cumva Battlefield-ul să fie un joc total diferit. Adai, bă! Bă, mai ușor că sunt cu căluțul! PETA, ceva! Nu cred că funcționează PETA pe vreme. No, nu cred că funcționează deloc PETA pe vreme. Shit! Mai acolo pe aici, așa că e mai bine. Luăm așa mai pe la ascuns. Să mă asigur eu că nu murim, dracu. Stai așa. Defend the front line. Sigur? Ok. Ce avem aici? Nu-mi place. Bă, dar mor, frate, ești culmea. Stai, ce? În afară să arunc cu de-alea nu face. Mamă, ce bun era arma aia alta aici. Să fiu eu dacă nu. Bă, ăștia vin și de spate, nu? Băi, am tras în camă, ce dracu. Aoleu! Cum n-ai shot că i-am ratat pe toți în pana mea? Stai că dacă trage la picioare, bine. Shit. Shit. Mamă, l-a stat la cover acolo. Cred că știu ce pot să fac. Stai așa. Perfect așa. Boom. Ah. Bine, mă, băieți. Noroc cu calul ăsta, că mai avea o el o lunetă bună. Ia să vedem. Salut, domnule. Ce oameni? Shit. Will you remember being his age? Foster. S-a dus și el. Go. I'll pretend I didn't see you. This isn't on you. Of course it is. One more death for me to live with. Go, go, you don't have much time. Damn, boy. Damn, boy, ce presiune de asta, frate, serios acum? Mamă, ăștia s-au dus la fort aici.
Nu înțeleg care e faza cu îmbrăcămintea asta așa, adică e ca o pelerină de ploaie sau e ca o pelerină de aia pentru vânt? Oh my god. Mamă, frate. N-aveam și noi ceva cu silence? Șterme acolo totuși. Și nici eu n-am cea mai stealth armă ever. Oh, se sturge, nu știam ce vorbesc ăștia. Ceva prin casa asta, folositor? Nu. Naiba! Stai așa că vine ăsta aici și-l sparg. Solvat? Luăm așa pe margine. Shit. Dacă trag acum, se atrag pe toți. Du-te. Mamă, dar ce-s doi acum? Că dacă sar pe aici, e ok? Fuck, el în față. Naiba, de ce ăla în față? Mamă, deci și ce-mi vine acum să-i ciurui pe toți? Greu nu-mi este. Fuck it. Stăm în puii mei 5 ani aici. Shit. Okay, sunt mulți. Stai ușurel. Ok. Ce armă ai? Super! Îmi place asta mai mult! Bine, mă! Mai e careva? Nu mai e nimeni, mă! Bă, băieți, mă! Credeți că o puneți cu mine, mă? Ai văzut, mă? Stealth, auzi, dar mergi stealth. Ce să merg stealth? Du-te, mă, bobiță, că mergem așa full force. Ia să vedem cine e acolo. Oh. Cumva tu ți-ai pierdut toată încrederea? I'll cover your retreat. The bishop is still. I'll make it look like I'm capturing the fort. It'll be enough distraction.
Once you get past Allied lines, send up a flare. Let me know you're safe. I'll make my retreat there. Oh, so you're disobeying orders now? Well, I assume you did to come here. Dă un cap în gură. You're a proper Aussie now. Care-i faza la australien să aibă chestia asta așa? Dacă se îmbrăcați așa mai fain, să iau vreun grad mai mare? Chiar nu mă prind care-i faza ca asta. Nu sunt documentat în ale istoriei, ale modei. O vreau șovălă. A, mă, serios? Stai ușor. Intru pe sec acușa. Super gloanțe. Du-te, mai am tras în gât, ești nebun? Așa, gloanțe, dă la bobiță gloanțe. De toate. Super, acum pot și eu să mă bag ca un om normal. Hai că am spart ficatul în el. Ho! Ce-a rupt țestoasa lui ăla. Shit, shit. Stai așa. Gata. Fuuu, firar el să fie. Fie. Coaie, serios? What the fuck? Du-te-n puii mei. Deci ce-a fost aia? Nu știu ce-a fost, dar în fine. Bă, nena. Oleu. Nebunie! Stai, ăștia au altfel de arme. Ceva carabină. Mai multe gloanțe. Super! Exact ce am nevoie. Ok. Hai că vă sparg acum. Lol, rect. Mamă, ce rect le-a dat zidul. Du-te, mă, cu raza ta de flamethrower de aici. Mai am grenadă, nu cred. De-i văd. Optuși pe gloanță și un vis, băieți. Stai, ăștia au alte arme? Nu, no, n-au alte arme. Da, au infanterie, dăm de asta altă. 3 din 6, 5, ok. Asta măcar am o șansă de one shot aici. Stai așa.
Nu-l văd. Shit. Un glonț. Fă-l să merite, bobiță. Hai că a meritat. Mamă, mai durează mult. Adică mai sunt mulți. Stai că seau asta la altă. Fuuu. Nebunie. 28 de glanți. Wow. Dacă l-au să bubuie. 3 glanțe. Ha, e bine. Bă, băiatule. Wow! Unde i-a tras? Ma! Rip. Am mai vede flare-ul. Hai cu flare-ul. Eram sigur că să bagi o de-asta așa. Rip. Mamă, frate. Rip. Eram sigur, mă, că o să se întâmple asta. Bine, mai mult mă gândeam că probabil copilul o să-și o ia mai grav. Bine, copilul. Tinerelul adolescent ăla ce-o fi, credeam că o să-și o ia, dar aparent și-a luat ăsta. Mamă, zici că de-aia de-a lui Mioara Moirescu. Mamă, frate, ce muzică bere. Almost 100,000 of Ottoman soldiers gave their lives while defending in their homeland from their from leaders, Republic of Turkey. Oh, okay. For the first time, Australians and New Zealanders fought under their own flag. Tales of heroism of mateship. Okay, mateship. Termin de ăștia pe care nu i-am mai folosit de mult aici. Căsăfă, n-ai căsăfă, băieți. N-ai căsăfă, băieți. Ce să facem și noi aici, ne chinuim și noi pe aici. Da, cred că următoarele video-uri cu Battlefield vor fi ceva mai lungi, pentru că voi încerca să facă mai multe, pentru că mai avem puțin din el. Mai avem ultimul capitol, deci probabil ăsta o să încerc să-l fac pe tot într-o bucată, dacă nu, probabil o să-mi facem încă în două și să fie totul bine și drăguț. Și dacă e, poate o să trântim și niște video-uri de multiplayer. Așa că, bun, dacă v-a plăcut acest video din Battlefield 1 și vreți să vedeți mai multe video de genul acesta, nu uitați să dați like, subscribe, share și comment și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa!